Bună ziua! Care este, în opinia dumneavoastră, momentul cel mai reprezentativ al acestei lansări? Ce v-a atras atenția în mod special? Aș vrea să am mai întâi o reacție despre emoția pe care v-a provocat-o, dacă v-a provocat vreo emoție, înainte să discutăm conținutul. Figurile tuturor participanților care arătau de parcă erau la un parastaț, nici de cum la o lansare de candidat. Păi, domnul Ciolacu părea zâmbitor, l-a aplaudat, i-a zis bravo Cătăline de câteva ori. Da, părea foarte zâmbitor, dar nu era zâmbetul lui. Mie mi s-a părut că se citea înfrângerea pe fața tuturor și mai ales faptul că nimeni din cei prezenți în sală nu crede în victoria lui Cârțoiu. Nici măcar Ciolacu și Cuciucă, care au impus această soluție partidelor pe care le conduc. Au impus această soluție partidelor pentru că le-a fost impusă această soluție? Păi ei au impus această soluție. Nu știu cine le-a impus lor. Probabil o fi impus și lor cineva, mă gândesc. Eu nu cred că-s chiar de capul lor. Încă o dată, două partide care se află la guvernare n-au fost capabile să producă un candidat la primărie sau doi candidați la primărie și au apelat la cineva pe care parcă l-au recrutat de pe e-jobs sau de pe platforme de-astea, de firme de recrutare. Din punctul meu de vedere, orice candidat propunea PSD și PNL nu ar fi avut nicio șansă să câștige. Pentru că bucureștenii știu foarte clar că PSD și PNL a dezavantajat grav București în guvernare, s-a bătut joc de București, atât în alocarea de fonduri, cât și în blocarea sau întârzierea marii majorități a proiectelor necesare pentru București și acest lucru se va vedea la vot, iar bucureștenii vor pedepsi pe cei din PSD și PNL pentru modul în care s-au comportat față de București. Acum